Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem pe Arena Francisc von Neumann și vom urmări împreună confruntarea din etapa cu numărul 14 dintre UTA și Chindia. UTA în acest moment pe loc de play-off, un punct în fața Rapidului. UTA și ea într-o revenire de formă, 7 puncte din 9 posibile după eșecul din optimile cupei și înfrângerea de acasă cu CFR. Deja are 5 goluri marcate. Centrare pe prima bară! Oh, oh, ce ratare! Incredibilă ratarea lui Hora! Incredibilă ratarea lui Hora! Mingea îi vine perfect! Eu cred că dacă era fundaș central la Chindia, n-ar fi reușit să respingă așa. Centrarea pe jos, Neguț șutează, lasă însă mingea puțin ca mult să cadă. Chindia are multe opțiuni în acest moment. Centrarea lui Căpușă, Benga respinge ciudat cu tibia. Din nou cu 6 jucători atacă această fază fixă UTA. Mingea cade în careul mic și Căbuz, ce reflex, ce reflex al lui Căbuz. Este din nou ocazie rarisimă. Atacă din nou Miculescu și câștigă prin planul. Miculescu, 2 șuturi blocate, apoi Ubingo, nu! Este bară, incredibil! Incredibil, am văzut această minge în poartă și sunt fer convins că nu sunt singurul. Ce ușor îl scoate însă Miculescu pe Căpușă și apoi șutul superb, excelent, vine însă la recuperare Bata. Că tot vorbeam de recuperările în ultima treime, în jumătate, Bata! Nu se poate, se întrec deja în ratări cei de la UTA. Cred că este meciul cu cele mai multe ratări din situații de 1-1 cu portarul. E deja al 4-lea sau chiar al 5-lea șut. Să vedem. S-a lăsat puțin pe spate Bata. Voiam să văd dacă i-a sărit mingea așa cum i s-a întâmplat lui Miculescu în prima repriză. Minge trimisă în careu. Medi Moreș n-are probleme, dar este! Este gol înscris de Iacob, nu, este Popadiuc, cel care deschide scorul contrar cursului jocului. Minutul 55, Chindia dă lovitura. E un scenariu asemănător cu ce s-a întâmplat, spuneam, în ultima partidă de aici, de la Arad, dintre cele două echipe. Șut imparabil, părea să fie o situație gestionată bine. Medi Moreș între doi adversari face tot ce poate, respinge, dar iată, statici și Benga și Baravica se reacționează mult mai bine. Popadiuc schimbă din nou partea până la Florea, recentrare și execuție spectaculoasă. Șerban a căutat finalizarea pe spate, așa cum a făcut-o și Miculescu în prima repriză. Și din nou contraatacul Chindiei. Neguț ajunge înaintea lui Bataș, face foarte bine mingea. Neguț! Gol! Cu cât calm finalizează Neguț. Este nu numai că este a doua înfrângere pe teren propriu a UTA-i, dar este și pentru prima dată când UTA poate pierde la o diferență mai mare de un gol. Oh, cu cât calm, cu cât sânge rece.